Mâna, în primul rând. Felicitări. Mulțumesc. Ai adus iarăși o medalie de aur liceului nostru și cred că este cea mai înaltă performanță obținută de vreun elev al nostru. Succesul adolescentului Constanțean este cu atât mai răsunător cu cât la Olimpiada desfășurată în Georgia. Concurența a fost acerbă. Numai puțin de 300 de elevi din 75 de țări și-au demonstrat cunoștințele în tainele chimiei. Este un complex al plutoniului cu cub ferona, număr de coordinații 8, se folosește în determinarea gravimetrică a plutoniului. Sau din combustibil. A fost în total 50 de pagini de subiecte plus foi de răspuns care trebuiau fi completate, citite. Deci e destul de greu să te încadrezi în timp fără experiența anterioară. Pentru Paul Gera, performanța obținută nu este deloc întâmplătoare. Tânărul geniu recunoaște că pentru el nu există timp liber sau vacanță de vară. Îmi place foarte mult să îmi pun mintea la contribuție, să gândesc probleme noi în fiecare zi, să nu fac pur și simplu o chestie de rutină. A lucrat zilnic și în timpul vacanțelor. Aș remarca pasiunea și dăruirea cu care a făcut acest lucru și nu în ultimul rând modestia. Deși a terminat abia clasa 11-a la pepiniera de genii, așa cum este recunoscut Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Paul are deja numeroase alte medalii. Tot aur a obținut și la Olimpiada Internațională de Chimie, Mendeleev, care s-a desfășurat la Moscova. Cât despre viitor, și acesta este deja bine trasat, nu va rămâne în țară, va merge în Anglia sau Statele Unite ale Americii, la facultăți care să-i aprecieze așa cum se cuvine talentul și mai ales cunoștințele pe care le-a dobândit de-a lungul anilor.